mare. Un meci frumos, un meci greu, spectaculos. Cred că lumea care a venit la sală a fost mulțumită de, în primul rând, de angajamentul fetelor. Am reușit în multe momente să ne ridicăm la nivelul lor. Am și greșit pentru că oricum suntem ca și nivel individual sau nivel colectiv la un moment dat suntem sub cel al HM-ului. Noi avem alte obiective, noi avem alt drum de parcurs și sperăm să-l realizăm. Mă bucur că au jucat toate fetele și și-au adus aportul pe alocuri la fazele spectaculoase. Au reușit să înscrie și jucătoarele tinere care au intrat în acest joc. Aici mă refer la Diana, Axinte și la Obedeanu, două jucătoare de 96. Și iar un fapt, un lucru bucurător este revenirea lui Voic în poartă cu destule parade care au dat încredere echipei la un moment dat. Și sper din tot sufletul să-și revină cât mai repede, pentru că avem nevoie de ea în următoarele două meciuri de săptămână viitoare. Ce s-a întâmplat cu Dobre? Dobre este la București, a plecat de dimineață de urgență pentru că are probleme renale, o piatră care se tot mișcă și, din păcate, nu știu dacă vom putea să ne bazăm pe ea la meciurile la Cizantie și cel de acasă cu Sedeș, pentru că n-a reușit să se antreneze în ultimele două zile și cu atât mai puțin nici n-a reușit să se odihnească cum trebuie în zilele astea. Vedem care este evoluția. Mie îmi trebuie, noi ca și lot avem nevoie de ea pentru că este portarul care dă cea mai mare încredere echipei și doresc din tot sufletul să fie aptă la meciul de miercuri de la Cizantie.